Bună dimineața tuturor celor care vizionează acest video. Am să fac o citire pentru astăzi, surprizele zilei. Ca să fie puțin mai particularizată citirea, am să o fac în două variante. O zi cu câștiguri, aș putea să spun, cineva se gândește la voi, vă propune cineva ceva, poate vă vine vreo veste sau aveți sărbătoriți. La mulți ani cu această ocazie tuturor sărbătoritelor zilei. Pentru voi, pentru cei dragi, vă doresc să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată, oriunde ați fi, și tuturor celorlalți care nu sărbătoriți pe nimeni sau nu aveți nimic de sărbătorit, vă doresc să aveți parte de o zi superbă, o zi plină de binecuvântări divine, să vă găsiți motive de sărbătorit. Așadar, este o zi în care văd că vă vin idei. E o zi în care poate trebuie să luați vreo decizie, aici legată poate și ce cadou să-i faceți persoane iubite sau mai poate fi și legat de te pune pe gânduri poate și declarația de dragoste a cuiva. O noutate care vine poate și de un job. Haideți să vedem. Varianta numărul 1, pachetul roșu. Varianta numărul 2, pachetul gri. Alegeți varianta care rezonează cu voi și să vedem ce spun cărțile la varianta aleasă. Neliniști pe surpriză pot fi așteptare, așteptați ceva, dar puteți și afla de disperarea cuiva. Ori e vremea care vă pune pe gânduri, ori aflați voi de cineva care a trecut sau trece printr-o teamă, printr-o neliniște. Haideți să vedem. Vești într-adevăr de dragoste, poate vă duceți la biserică sau aflați de la prietene ce au mai făcut, că a fost la biserică sau, într-adevăr, se pare că e o zi sfântă, o zi de suflet în care poate aveți pe cineva de sărbătorit, Dumitru. Așadar, vin aici niște noutăți, vești de la prieteni. Se gândesc la voi, sunteți gând la gând cu familia, cu prietenii și poate chiar, într-adevăr, să vă duceți și la biserică să vă rugați pentru sufletul vostru, pentru cei dragi, deci este o zi a surprizelor plăcute în dragoste, să știți, chiar puteți primi o declarație de dragoste. Poate aveți și ceva de rezolvat printr-o instituție, poate veni o veste bună, păreți aici într-o prietenie, într-o dragoste, cereți sfatul cuiva și îl puteți primi, dacă aveți și legat de o chestiune juridică, puteți primi ajutor, sprijin în problema care vă preocupă, așadar pare o zi prietenoasă, aș putea să spun, o zi a sărbătorii, foarte interesant cum a ieșit acest mare preot în această etalare, tocmai pentru a pune mai mult în evidență semnificația acestei zile. Vedem varianta numărul 2. La varianta numărul 2 puțin periculoasă această zi, să știți, aveți un dușman. Încearcă să vă fac o pagubă, o greutate, sunteți urmăriți de ghinion, aș putea să spun, printr-un dușman. Ghinionul vostru este un dușman, un spion, un rival, un bărbat pare într-un dezechilibru, într-o dușmănie mare, să spunem așa, o răutate mare. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru astăzi. Da, ceva vă pune pe gânduri aici, poate ține și de niște, de cineva care încearcă să controleze, aveți de-a face cu vreo persoană care într-adevăr e bolnavă de a controla, de a se folosi de persoane care sunt poate mai puțin știutoare, mai tinere aici, cumva, ori are dușmănie, puteți avea de-a face și cu persoane misogină, vreun bărbat misogin, vreun bărbat care se consideră că dacă e bărbat are vreun drept în plus față de ce, de vreo doamnă, de vreo domnișoară, dar văd că puteți avea reușită voi. Să vedem. E totuși o dușmănie a ieșit din start. Puteți avea reușită voi, într-adevăr, să știți. Poate și datorită unei persoane vârstnice. Văd că vă pot veni daruri, cadouri, sau pentru că sunteți voi vârstnică. Deci dușmania aceea care o aveți, există un bărbat care e dușmanul doamnelor și ar putea să fie și vorba de vreun misogin, vreun bărbat care e
are această tendință, dorință de a controla o situație în ce privesc doamnele, dar nu vor avea reușită pentru că voi sunteți într-un succes, într-o reușită care ține de muncă, de bani. Aveți aici, văd, venituri care țin de pensie, care țin de salariu, care țin de cadouri. Poate că aveți și pe cineva de sărbători care e la pensie. Vedeți că puteți avea un succes, o reușită, un dar care vine pentru voi neașteptat, o propunere de afaceri, un interviu, văd aici o surpriză plăcută printr-un câștig material, printr-un câștig și sufletesc. Aici poate ține și de credință, de religie, într-adevăr, pentru că se vede că este o zi de sărbătoare, este sărbătorită această zi în calendar, să spunem așa, adică este deja poate programată pentru astăzi vreo întâlnire, ceva pentru a sărbători, sau chiar dacă nu aveți nimic programat, posibil și să apară ceva neașteptat. Poate la serviciu aveți pe cineva de sărbătorit, astea sunt surprize plăcute pentru că vă bucurați, dar și legat de parteneri sau acasă, în familie, între prieteni, văd aici că apar situații și la voi prietenoase, în ciuda faptului că cineva vă urmărește și are pică pe voi direct sau poate că nu neapărat direct pe voi, ci este o persoană care apare pe neașteptate. Are un ghinion acea persoană, s-ar putea să aflați. Mai degrabă aș putea să spun că surpriza voastră poate să fie că aflați că un dușman are un ghinion, are un necaz, dă de un necaz, să spunem așa, poate și prin puterea credinței, a rugăciunii. Este foarte important, așadar, poate să credeți în voi, în ceea ce vă doriți pentru, și să vă rugați, pentru că posibil în felul acesta să contracarați acea energie care se grăbise totuși să iasă în ea în evidență, dar văd că domină energia pozitivă pe surpriză, domină prietenia, domină propunerile, cadourile, surprize plăcute. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă doresc o zi fantastică, oriunde ați fi, la mulți ani tuturor sărbătoritelor, sărbătoriților zilei și celor dragi vouă. O zi fantastică, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!